terminarme la propone anche se si mangia un manico. E va bene. Classa A. Ciccia. Dove sono andate? Adesso qua sono una triadetica. Sarebbe lunghe 4 metri. Lungina 4 metri. Let's. Con alto di 10 metri. Quanti lezzina? Ci gross. Con alto con lezzina, no? Ah, se ci va. No, se ci va. 2,10. Ci gross di 3 metri. 2,10. Ci gross di lezzina. Grossina. E capo? 30 cm. Quanto urlo caratis? A voi lungimai di 12 cm. Deci ce ne facciamo un perenne che ne sta. Quindi il perenne che ne sta facendo. Esatto, quanto urlo caratis? A voi lungina 12 cm. O caramita? O caramita. A 12 cm. Lungina. Caramita. Lungina 20 cm și grosimea 7. Lungina 20 cm. Da. Lățimea 10. 10. Și grosimea 7. A, grosimea 7. Asta este. Câte bucăți de cărămidă sunt necesare? Da. Deci mai vedem încă o dată. Este vorba de un perete. Atenție, că la 2,10 metri. 2,10 metri. Metri. Înalt de 2,10 metri. Așa. Și de 4, de 30 cm. Atenție, că sunt unități măsurile diferite pentru peretele astea. Deci mergem la aceeași fetate de măsură. Hai să ne zicem. 4 metri, cât ar înseamnă? Mai merge la 4 metri înseamnă? În ce să lucrăm? Centimetri ca cu 7 metri. Centimetri, da? Peste tot. Era 400 de centimetri. 400 de centimetri. 2,10 metri. Se face 210 cm. 210 cm. Și grosimea, de fapt, e al de la 60 cm, peste tot în cm. Și cum propuneți să devin? Să aflăm volum peretelui. Corect. Da? Să aflăm volum peretelui. Și cum face 400-230. Deci cele trei dimensiuni le mulțim. Deci volumul perete egal cu lungimea, ori înălțimea, ori grosimea. Și este egal cu 400. Vorbește în relație. 400 ori 230. Ori 30. Centimetri, 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 ca să vadă de primă, de ce zicem la aia. Și egal, cât face? 400, ori 210, ori 30. Mai întâi câte zerouri o să pun la sfârșit? 4. 4 zerouri. 1, 2, 3, 4. Și mulțim pe 12, 81. 84 de mii. Deci 12 ori 21. 84.000. Așa e bine? 12.000. 252.000. Deci, da, bine. 4 ori 3 fac 12.
ce? Avem nu mulți de toate, ci dar pe primele două. Păi toate trei. Mie mi-a dat 250, nu 252, mai sunt 40 după. Da, 252. 252 cu 40 la sfârșit, dar de ce face 250? 2 milioane. Da? Deci 2 milioane. 520.000 centimetri cubici. Da? Centimetri cubici. Deci 400 ori 210 ori 30 fac 2.520.000 centimetri cubici. Ei, acum, ce să facem? După ce am aflat că... Volumul cărămizi. Volumul X simplu cărămizi. Sigur că da. Volum cărămizi, da? Egal. 1400. Aici mulțit, da? 20 centimetri ori 7 centimetri ori 10 centimetri. Și facem cât? 1400, da? 1400 centimetri cubi. Și acum, ca să vedem câte cărămiți... Vom împărți volumul peretelui la volumul cărămiți. Așa. Deci vedem câte cărămiți împărțim pe 2.520.000. Da? La 14. 1400 și cât facem? Putem mai întâi deja, putem deja să tăiem 20 de ori. De da. Zavă, da. Deci vrem două ori. Așa. Așa. Să împărțim acum. 25.200 la 14. Ia faceți împărțirea asta, da? 25.200 la 14. Hai faceți manual, că nu cu calculatorul, ci... Da? Câte? 1800 de cub. De cărămizi. Da. 1800 spune tu, să vedem ceilalți. Dacă așa s-au primit. Da. 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 Deci 1000, 1800 cărămizi. Asta, asta era și întrebarea. Câte cărămizi vom... De câte cărămizi vom avea nevoie? Răspuns corect? 1800 cărămizi. N-a fost dificil. Important era să știm formula volumului, să știm că mergem la aceeași unitate de măsură și după aceea să facem operațiile corecte. Doar asta. Și că vom împărți volumul peretelui la volumul unei cărămizi ca să punem numărul lor. Altă problemă, te rog? Mai Am făcut o problemă, dar am făcut o parte la casă, domnul profesor, am mai făcut o lecție de trecuri. Mai e una ca temă, dar noi am făcut o lecție de trecuri, n-am mai repetat, nu? Nu. Facem alta, da? Te rog. În figura alăturată avem un corp obținut prin îndepărtarea a două paralelepipede dreptunghice. Asta ce transformă? Da? Printr-un cub de unghie 12. Suma lungimilor, unghiilor, corpului este cu numărul. Dar trebuie să văd pe figura. Asta e pentru Daria, nu? Tema de la ea. Nu, e de la Daria. Și, David, tu ai făcut-o deja? Nu. Ai zis că o altă problemă ai făcut-o. Nu, ai lansat gimnastul 15. Acolo sunt colegi, vedeți? E aia cu bazinul, știi? Am văzut-o pe aia, da. Cu dumneavoastră aici. Dacă vrei să mai repetăm. Da, dar el a făcut-o? El a făcut-o. N-a făcut-o, dar are ca temă, înțeleg. Da.
Și noi am făcut la aici, da. Am făcut împreună. Hai să ne amintim un pic, să vedem cum a fost. Era vorba de un bazin cu dimensiunile, deci toți comparele de la urmă, nu? Cu dimensiunile de 25 cm, lungimea, lățimea și adâncimea de 2,50. Așa. Deci, ca figură, nu mai discutăm. Da. Da, e, da? Important să știi ce o faci. Da, e cam același cu totul celălalt. Da, dar discuția o purtăm și rămâne să mă convingi că știi ce o faci. Așa, și iată cam așa. Bazinul. Și are o anumită grosime pe bază. Deci 25 de metri așa. Lățimea de 12,50. 12,50, cred că asta. 12,50 și 2,50 în adâncimea. 2,50 metri. Deci totul este în metri? Totul este în metri, da, Maria. Calculați grosimea pereterului. Știm că grosimea este de 30 de centimetri. Deci, asta de aici, 30 de centimetri. Se calculă cât beton trebuie ca să facă pereții bazinului, să-l construiască, dacă un perete are grosimea 30, parcă. Așa, 30 centimetri. A scris 3. 30. 30 centimetri. M-am gândit noi asta. Vă mai amintiți? Hai că trebuie tu că te-am întrebit la trebuie. Nu, nu, nu. Da, nu știu. Da, nu. Da, nu. Mai am făcut o profa aici și am făcut-o că te-am întrebit la trebuie pe Gorian și ți-am zis eu că am făcut-o cu prof. Nu mai repetăm. Și acum e pe toți urmă. Aflăm, vă rog. Ești cum? Cum? Păi dacă nu știm înălțimea, nu știu și înălțimea. Deci este interesant. Mai citim o dată. Se construiește un bazin pentru un rot în formă de paralimpe terconic cu lungimea de 25 de metri, lățimea de 12,5 metri și în adâncimea de 2,5 metri. Vezi figura alăturată. Calculați volumul betonului necesar știind că grosimea pereților este de 30 cm. Transformăm tot în centimetri, domnul Costin. Perfect. Deci, o să spunem aici egal 25 de metri în centimetri? O să fie 2,50 centimetri, da? Da. Apoi o să fie 250 centimetri. 200 metri egal 250. Și la urmă, da, și la urmă 1250. Și aici egal 1250 centimetri. Și acum facem volumul, facem 2500 ori 12 ori și 1250. Da. Și Dania. Hai să facem planul de lucru totuși. Deci volumul ăsta, ce înțelegi voi prin volumul? Păi, vreau ca și cum și grosimea. Ca și numai interiorul, da. Nu? Practic... Păi, nu, ne trebuie și exteriorul, sau vreau? Păi, asta vreau să vă invit, să urmăriți. Că, la urmă, noi ce facem?
Deci vreau să urmăriți bine problema. Că ceea ce avem ca dimensiune este ceea ce vedem noi, bazinul pe care îți va pune apă. Are pietrul ăsta, care este plin cu apă sau este cu aer pentru început, acolo. Dar pentru a vedea betonul, ce face? Cum trebuie să gândim? Am făcut o dată, nu? Da, adică bazinul ăsta din figură e mai mare cu pereții. 25 numai interiorul. Așa, la dimensiune, acum dimensiunile astea sunt ale interiorului sau a exteriorului? Cum arată în figură? Arată că interiorul 25. Păi da, interiorul e 25, așa. Eu tot la interior mă gândesc. Deci toate dimensiunile acestea le văd la interior. Și că se construiește un bazin în formă de și dimensiunile bazinului, la interior. Și acum noi trebuie să ne gândim cum găsim și pereții să-i facă. Și pereții, sigur. Ține concilie. Neapărat. Și pereții și fundul. Și fundul bărăs pe betoneasă, nu? Trebuie păi, tot așa. Da, tot. Și adâncimea și... Deci și... Și partea asta de jos, fundul bazinului. Vreau, vă invit acum să începem să gândim problema. N-ar fi așa situația următoare? Vă întreb. Să participați și voi să gândiți. Deci, dacă ar fi să aflăm parchetul pe exterior, ce lungime, ce lățime și ce înălțime va avea pe exterior? Ce? Poate deci, vedeți voi? Hai să facem așa o figură, ca și cum am vedea peretele. Deci un perete să vedem. La bază. El arată așa. Tot. Și sus și jos. Da? Așa trebuie să vedem. Unul din pereți. Ei, înseamnă că dacă avem interiorul ăsta știut, în momentul în care vrem să vedem paralipedul exterior, dimensiunea asta va fi mărită cu 30 cm aici, cu 30 în partea cealaltă. Da. Da? Deci, urmează deci, mărirea dimensiunilor paralipedului cu 30 și respectiv 30. Așadar, lungimea care era înainte cât de 25 de metri, asta a interiorului, cât va veni pentru paralipedul exterior? Deci era 2500 de centimetri. Cât va fi acum pentru paralipedul exterior? Pentru că noi trebuie să gândim așa. Din volumul exterior, scăde volumul interior. Scăde volumul interior și volumul betonului. Da. Deci așa trebuie să vedem. Sau mai putem să luăm, să aflăm volumul unui singur perete. Putem să vedem și așa. Da, da. Acelălalt va fi la fel. La fel. Ba nu. Pentru că, uitați, acolo este, avem cum ar fi o parte în peretele, dar numai că cealaltă parte se le-a vedea în cealaltă parte. Păi da, da, și trebuie să fim foarte atenți. Da. Deci, tu propui următorul lucru, că în momentul în care facem paralipedul pe exterior. Da. Păi, perfect. Dar, este perfect așa. Facem pe exterior, de jur împrejur, și scădem pe ăsta din interior. Parapetul interior și ne rămâne volumul. Da? Deci așa e corect. Bun. Și acum, încă o dată spun, 25 de 2500 pentru exterior. Deci volum parapet, hai să zicem așa. Volum. Parapet.
le volumi interiori, ca să mai încep la cuta, volumi interiori, interiori, volumi interiori, este egal cu 2500. Cât este? 2500 ori 250. 2500 ori 250 ori 1250 centimetri cub, da? Centimetri aici, centimetri aici, centimetri ce face? Ia să mulțim astea. Avem la sfârșit câte 0, 1, 2, 3, 4, 0 ori. 1, 2, 3, 4, 0 ori. Și 25 ori 25 face 625. 625 ori 125. Și cât face 625 ori 125 centimetri cub de aici, să nu uităm. Deci face 625. 6 la 1. E 5 la puterea 4. Ori 5 la 3. Urmă de 401, 1, 2, 3, 4. Și face 5 la 7, nu? 5 la 7, urmă de 40. Și urmă de 4 de ori. Dar trebuie totuși să află. Centimetri. Da? Câte la dacă? 7, 8, 7, 8. 7, 8, 1, 7, 8, 1, 2, 5. Așa mă mai de 4 de ori. 7, 8, 1, 2, 5. 2, 5 și 4 de rouri. Și 4 de rouri sunt aceștia, nu? Sunt aceștia centimetri cubi. Care, transformați în cine? În metri cubi. Ar însemna cât? 781,25. Da? 781,25 metri cubi. Asta este interior. Dar nu știu de ce m-a schimbit, că s-a format în centimetri, ați învățat în centimetri și acum am fragmentat iar în metri. Sigur că deci asta e o muncă inutilă. E extraordinar de inutilă. Foarte bine inutilă, pentru că, sigur, că ei mi-au cerut în centimetri. Exact. Nu știu de ce mi-au cerut în centimetri. Deci trei erau un metri și unul în centimetri. Vreau să-și dea seama că... E mai bine așa, sunt mai mici de mai bine între ei. Lăsăm unii mai ușor. Sigur, sigur că da. Dar acum când facem volum exterior, acum va trebui centimetri va fi nevoie pentru că, mă rog, adăugăm cei 30 și 36. Poți să metri. Și metri. Nu se sigur că da. Deci volumul exterior, hai să fac exterior, e cauzul. Da, volumul exterior este egal cu 25, cât? 25 de metri. Și cât? Dar de unde tu 25 de metri? Păi, să mergem în metri, ca să nu mai pierdem timp, așa. Cei 25 de metri, la care s-a dat cu cât, copii? 30 centimetri, câți metri înseamnă? 0,3. 0,3. 0,3 la un capăt și 0,3 la celălalt. Aici 0,25. 25,3. Și la un capăt și la celălalt. Pe revenit de acum, cum vezi? 6. 6, da? 0,6 sunt 3 decimetri și cu 36 decimetri, sau așa? Da. 60 de centimetri. Deci 25,6 metri. Ori? Da, de acolo ați înmulțit o parte și cealaltă. De ce înmulțit și alea față de față? Care față? Acolo ține. Ați adunat 0,6. Da. Nu trebuia să mă adunați cu 0,6? Pe unde? La cealaltă dimensiune. La lățime, acum. Nu, eu spun că ați adunat doar la două părți. Păi două părți. Nu la toate patru. Păi faci lungime, acum. Dar volumul ce înseamnă, Davide? Lungimea, ori lățimea, ori înălțime. Acum am luat mai lungimea în calcul. Vedeți, să zicem la toate 4, dar și m-am face perimetru și câți două la atunci ar veni de 4 ori de deci nu ne gândim la asta, ci
s-a mărit de exterior. Pe exteriorul este mărită lungimea cu cât? Cu 30, deci cu 60 de centimetri. La fel și dimensiunea cealaltă. Da? La fel și dimensiunea cealaltă. La ce te gândești? De ce ești tu nemulțumit? Nu, pentru că a spus 0,3. Uite, bine, 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 și el este prins acolo în toată discuția. Deci din 95,6 ori oricine. Oricât, ia să vă lungime, ori lățime, pardon copii. Iar la 12,5, cu cât s-a mărit? Păi, cu tot așa... Cu cât? 0,6. Cu 0,6. Deci cât o să fie? Deci o să fie 12. 13,1. Ori 13. 1,1 ori... Ori... Și la lungimea s-a mărit și ea? Nu. Nu s-a mărit, dar a rămânit. Bine, stați, se mărește. Sigur și la lungimea s-a mărit. Cu 3,1. Cu 3,... Nu, 3,1, da. Cu cât se mărește atunci? 0,6. Dar se mărește deasupra. Aba nu, cu 0,3. Mai 0,3. Și cât o să fie? 2,8 metri și iată, în total, 25,6 ori 13,9. 939. Da, se lăsăm să mulțească. Deci 25,6 ori 13,1 ori 2,8. Ce dragă este lor. S-o terminăm întâi. Da. Da. Fac una pe figură și alta pe rezolvare, știți? Adică ei zic asta, paralelitatea e cea mai, știți? Păi dacă e asta așa... Așa zic la rezolvare, dar pe cea mai arată așa. Nu. Ia mai desigur. Ia uitați-vă. Așa înțeleg. Exact. 25. Ia uitați-vă unde la rat. Unde puteți să ajungeți. Exact. La interiorul. Da. Deci interiorul e paralelitate. Da. Da, și atunci la... Și se mărește, nu știu cum, și îi rezolvim. La rată de aici până aici. La rată de aici. Exact, fără folosit. Exact. Deci, bă, mai am fost corect. Da. Haideți să mulțim. Cât va da? Nu. Nu. 25,6 ori 13,1 ori 2,8. Dar poate crește în carte. Nu, eu nu carte, eu am făcut eu o rezolvare. Dar poate că în carte e și rezolvare. Asta e. Așa. Și de la cineva au greșit. Calculatorul sigur au greșit. 939,00, păi și la calculatorul. Mă face și mama. Era de așteptat să dea mai mult. Că s-au mărit. Așa, am văzut, noi, nu, dimensiunile s-au mărit, trebuie să fie mai mult decât 781,25. Mă interesează emoțiile. Nu am văzut, am văzut că 0,0. Ai mai scris ceva cu tine.
Vezi? De asta pierdeți. Scădem din asta de 7. Vedem câți metri cubi de beton au fost necesari. Exact, câți metri cubi de beton am făcut. Din ce? Cum gândiți? Din ce? Din logic, copii. Cum gândiți? Din volumul. Volumul mare. Scădem volumul mic. Sigur, da. Deci, volumul beton e egal cu 939,008 minus 781,25 și iată 157,758 metri cubi de beton. Diferența autorul, de fapt, în manual ne prezintă așa, săgeata aici și săgeata aici. Și atunci ne arătă sentimentul sau ne creează ideea că e vorba de interior. Exact. Dar să vezi de figura lui. Da. Și atunci, așa, dacă ar fi pus aici, nu? Așa și așa, atunci am fi văzut pe exterior. Și făceam din exterior, scădeam în interior. Da. Adică dimensiunile ar fi fost micșorate pentru interior. Bun. Hai să vedem și eu. Ați înțeles-o, copii? Da. Deci da, toată chestiunea da? Este că doar o singură dimensiune nu se modifică cu 6 centimetri, 60 de centimetri. Da, de ce? Din cauza că nu e și plafon deasupra. Asta era important. Să știm volumul și cu asta lucrul este acum ne facem una. Tu ți-ai zis că trebuie să vezi că ai fost. Transformări. Transformări.
Mergem cu, da. Cine, Dani, de te rog să vorbește? Așa să... Sunt transformat pe 0,35 metri și ceva. 1,235 cubi. Da, metri cubi. Face 1,2,3,5,0,0,0. 5,0. 5,0. 2, 4, 6, 8, 9. Metri cubi, corect. Iar 0,345 hectometri cubi, da, Daria? 34.500 metri cubi. Da, de ești de acord? Nu. Nu ești de acord? Pentru că este metri cubi și se numește 6 la 6. Corect. Și mai are 0,4. Ce e 6? Mai e un 0, nu? Este mai zero, 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 zero. Da. Și 2, 4 și mai spune că 2 0 e bine. Da? E bine. Metri cubi. Și atunci, să facem scăderea asta, ne vede? Deci 123 din milioane, 500 de mii metri cubi minus 34.500 metri cubi egal cu și vedem ce de lucrat. Bine, scăderea era ușoară. Da, nu, asta e. Ia să mă mai dau eu una. Deci vreau 13 ari. 13 ari minus. 13 ari minus. Minus. Minus 25 decimetri pătrați. Egal cu. Da, egal cu în metri pătrați. Deci 13 ari minus 25 decimetri pătrați egal în metri pătrați. Și ne va da 1,2.
0,75. Mă, nu. Deci... Păi, da, să-ți spun, am pierdut. 0,75. Să vedem un pic, dar de ce ești nemulțumit? Hai să urmărim. El, dacă scade 0,25 metri, de fapt, îi trebuie un singur metru. Într-un metru scade. Scade, așa. Și când scade de acolo, îi rămâne 1299. E bine. 1299,75 metri pătrați. Da? Hai să mai facem încă una. Darea de concentrez, pentru că vreau treaba la sănătare, am spus corect. 0,15 hectare minus 75 decimetri pătrați plus 7 ari egal cu în metri pătrați. Egal cu în metri pătrați.